Decizia serii din Rusia. Președintele Vladimir Putin a făcut anunțul, vom elimina. După izbucnirea războiului din Ucraina, Rusia a fost lovită de mai multe serii de sancțiuni venite din partea Occidentului. Acestea au avut un impact major asupra economiei țării, iar Vladimir Putin a anunțat că a găsit o soluție pentru a le contracara. Joi, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va extinde cooperarea comercială cu noi parteneri, luând în calcul și reorientarea fluxurilor de gaz către vecinii estici. În vederea contracarării sancțiunilor occidentale, informează Reuters, potrivit Agerpress. Vom elimina restricțiile în plan logistic și financiar. Vreau să vă amintesc că, prin introducerea de sancțiuni, țările occidentale au încercat să împingă Rusia la periferia dezvoltării mondiale. Dar nu vom merge niciodată pe calea autoizolării, a transmis acesta. Din contră, extindem și vom extinde cooperarea cu cei care sunt interesați, a adăugat Putin. După declanșarea războiului în Ucraina, vânzările de energie ale Rusiei către Europa au scăzut considerabil, dar liderul de la Kremlin a indicat că vor crește vânzările către Est, făcând din nou referire la construirea unui nou hub al gazului în Turcia. Vladimir Putin a mai spus și că prețurile de vânzare a gazului către Europa vor fi definite prin intermediul unei platforme electronice, și că se preconizează ca anul acesta. Economia rusă se va contracta cu 2,5%.